Suntem în casa Domnului bucuroși pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat, suntem sănătoși și suntem sub ploaia cuvântului lui Dumnezeu. Această ploaie care curge prin cuvintele cântărilor, prin cuvintele Evangheliei, prin poezii, care udă ogorul inimii noastre pentru ce? Ca să aducă rod, așa e sau nu? Și am dorit ca Dumnezeu să ne dea putere să putem fi udați de această ploaie a cuvintelor lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Cuvintele cântărilor sunt ca niște predici, frați și surori. Dacă le cântăm cu inima și cu gândul nostru, cugetând la ceea ce cântăm, să știți că este o zidire sufletească pentru fiecare din noi. Și de multe ori cuvintele cântărilor ne atrag atenție la viața noastră, la pregătirea noastră de a fi gata ca să putem ieși înaintea celui ce ne-a chemat la oaste, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prima cântare care am cântat-o era psalmul, care psalm? 91, așa-i? Fratele Gigi a repetat din nou cuvintele cântării și am stat și m-am gândit, am avut timp și la cântare și la citire să ne controlăm, să vedem dacă ceea ce am cântat se înfăptuiește în viața noastră, trăim în viața noastră și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze. 10.000 să cadă la alăturea de tine, da? Și 10.000, dar de tine nu se va atinge, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Trăim noi acestea cuvinte prin credință, frați și surori? Dacă ne uităm în vremea aceasta pe care o trăim, când această boală care bântuie în jurul nostru, nu vorbesc de frații din biserica noastră, mă uit în alte părți, frații se salută, știți cum? Cu cotul. De ce? Că avem credință că nu se va atinge de noi? E o întrebare, frați și surori, și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Diavolul a făcut această ruptură ca fiecare, ca fratele să aibă o frică, să dea mâna cu fratele, sora cu sora, ca nu cumva să se molipsească de această boală. Și aceasta e o dovadă pe care noi o vedem că bântuie tot din ce în ce mai mult. Și am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea putere. Dacă spui că 1.000 va cădea alături de tine și de tine nu se va atinge, cum dai cu cotul? Faci această legătură frățească cu cotul? Nu vorbim de frații noștri, dar mă uit în vremea care o trăim, frații și surori. Noi de multe ori cântăm, predicăm, dar parcă pentru alții, nu pentru noi. Și aceasta nu o fac doar, m-am uitat, nu doar membrii din adunare, ci cei care conduc o biserică, o turmă a lui Dumnezeu. Și am dorit ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră, să trăim așa mai departe, dându-ne mâna unii cu alții, cum am făcut-o până aici. Și Dumnezeu este Cel care ocrotește, care veghează și care ne păzește, slăvit să fie numele Lui. Dar dacă nu mai cântăm, e problemă. Nu vrea ca ceea ce cântăm, ca ceea ce auzim, să trăim, frați și surori, și Dumnezeu să ne binecuvinteze. A doilea cântare s-a cântat atât de frumoase cuvintele, unde spunea că întrebarea era la cor,
vei fi acolo și tu? Unde, frații, surori? La Marea Întâlnire. Întrebarea este pentru mine, pentru noi toți. Și nu în zădar să cântă cântări, frați și surori, nu în zădar să trudesc cântăreții să cânte cântările acestea și nu mă gândesc că nu le inspiră altcineva, nu le spune cineva, pregătiți cântarea aceasta sau asta. Eu cred că ei sunt îndemnați de Duhul lui Dumnezeu pentru slujba care se pregătește în fiecare duminică. Și undeva se scriu cuvintele cântărilor, dar să știți că se scriu și gândurile noastre când venim în casa lui Dumnezeu. Și cândva se vor citi în fața noastră și am dorit ca atunci când se vor citi numele noastre să se citească în veșnicie, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea această înțelepciune ca să ne purtăm frumos pe calea Lui Dumnezeu și să trăim așa cum spunem, să fim așa cum ne numim. Aceasta o vrea Dumnezeu de la fiecare din noi. De multe ori a citit la început, fratele lui, nimeni să nu vă înșele. Și atâtea lucruri care sunt în vremea noastră când ne uităm, frați și surori, care caută să ne înșele cu unele învățături, cu unele lucruri care vrăjmașul caută să le aducă în mintea noastră și în viața poporului, pentru că știe că dacă va face lucrul acesta, ne va înșela. Și am vrea să vă spun că dacă ne uităm, m-am uitat la amânarea de unde spune nimeni să nu vă înșele, cuvântul lui Dumnezeu ne duce în Ieremia, dacă nu dau greș, capitolul 29. Și acolo arată că poporul lui Dumnezeu din vremea aceea, poporul lui Israel, era înșelat. Știți prin cine? Prin proroci. Și de astăzi vedem în vremea care o trăim, sunt oamenii aceștia care nu stau la locul lor, în bisericile unde le-au sădit Dumnezeu, acolo, și chiar dacă se duc undeva, să se ducă cu știrea conducerii bisericii, să știe biserica, dar sunt astăzi care umblă din loc în loc și prorocesc, dar prorocesc ca să înșele poporul lui Dumnezeu, frați și surori, tot cu cuvinte din Biblie, dar în folosul lor, le pun în dreptul lor și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu vă înșele nimeni prin învățături și toate acestea lucruri vrăjmașul caută să rupă poporul, să dezbine, ca să nu poată ajunge la cunoștința deplină. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Duminică seara a fost citit despre biserica din Efes, așa-i? S-au spus câteva lucruri despre această biserică. Am stat și m-am gândit și m-am uitat la următoarea biserică, care este biserica din Smirna. Dacă în prima biserică din Efes Domnul Iisus a găsit atâtea lucruri bune, dar în sfârșit le-a tras o atenție că a văzut și lucruri nebune în mijlocul lor și le-a tras o atenție ce să facă? Să se pocăiască, așa-i? Primul lucru care l-a cerut, să se pocăiască. A doilea lucru, să se întoarcă. Unde? La dragostea din tâi. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare, frați și surori. Pentru că
cele șapte biserici care le arată și scrie în Apocalipsa, ele nu sunt separate între ele, pentru că fiecare biserică pe care a ales-o Domnul Iisus să ne arete o învățătură din toate acele șapte, dar în mâna Lui spune că erau, cum erau, împărțite tot pe meleaguri, erau toate unde? În mâna Lui spune că erau ce? Șapte stele, șapte sfeșnice, acestea sunt bisericile care erau atunci, însă e biserica universală. Dacă începem de la Efes și până la biserica din Laodicea, e o perioadă a bisericii universale prin care vedea Domnul Iisus și căta să le tragă atenția că biserica lui Hristos va trece prin anumite perioade. Și noi am observat, dacă ne uităm la istorie, vedem că această biserică din Smirna, Domnul Iisus nu-i găsește nicio pricină, și nu numai ei, dar și bisericii din Filadelfia, două biserici care, dacă veți cerceta, veți vedea că nu le spune nimic împotrivă Domnul Iisus. Bisericii din Smirna îi spune că va trece printr-o perioadă de ce, frați și surori? De 10 zile de ce? De necaz. Și am citit undeva în istorie această perioadă, începând cu prima biserică din primul veac și până în anul 300 și ceva, biserica Domnului Iisus Hristos a trecut prin 10 valuri de prigoană. 10 valuri de prigoană. Spunea istoricul Iosif Flaviu că în 300 de ani sau 400, dacă nu țin minte exact, știți câți creștini au fost martirizați? 4.200.000, frați și surori, care au trecut martirizați, așa spune istoricul acesta. 10 zile pe care le-a spus Domnul Iisus au fost 10 valuri prin care a trecut 10 guvernatori a Romei care au chinuit poporul Domnului și biserica a trecut biruitoare. Știți de ce n-a mostrat-o? Pentru că trecea prin necaz, prin suferință. Și atunci când trecem prin suferință, ce face suferința, frați și surori? Ea ne curăță, ne schimbă gândirea, gândurile noastre sunt altele, purtarea. Și perioada aceea a bisericii a fost o perioadă de curățire, de sfințire înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a înștiințat această biserică. Spune acolo că i-a scris o scrisoare. Cui? Îngerului, așa scrie acolo, șai sau nu, frați și surori? Îngerului care era în această biserică, istoria spunea că pe meleagurile acestea ale Turciei din vremea noastră de astăzi nu erau numai doar aceste șapte biserici, erau mai multe biserici, însă Iisus a ales acestea care a putut să dovedească starea prin care va trece biserica. Și în fiecare biserică nu era numai un păstor. Spune istoria că erau biserici care aveau și doi și trei, erau și diaconi și slujitori. Însă Hristos, Iisus, se adresează păstorului principal, prin care dădea lumină și lumina care o primea acest păstor sau înger, cum îl numește biserica, ea trebuia să fie răspândită
în toată biserica și Dumnezeu să binecuvinteze păstorii din vremea noastră. Și aș vrea să vă întreb, știți care era acest înger care îl numește Biblia în biserica din Smirna? Era fratele nostru care a fost martirizat, Policarp. Policarp era păstorul bisericii din Smirna și când l-au luat autoritățile din pricina care o da el învățătura care venea de la Domnul Iisus prin el și răspândea în biserică în timpul acela, nu le-a plăcut oamenilor din afară. Biserica n-avea înfrângere din lăuntrul ei, era pace, era liniște, însă vrăjmașul lucra din afară, printre cei care spunea el că se numesc iudei și nu erau. Din afară venea diavolul și lupta și înfricoșa cu fel de fel de torturi, cu lei, cu focuri aprinse. Spune că grădina, în timpul împăratului Nero, grădinile publice unde se bucurau ei și se veseleau, erau luminate de torțile fraților, surorilor, de trupurilor lor care ardeau pe ruguri. Și ei se bucurau, uitați-vă, și cum trăim noi astăzi? Lăudați să-i fie numele lui Dumnezeu! Avem un har și un timp pentru care de multe ori nu-l prețuim, frați și surori. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere ca să putem să gândim. Să știți că biserica din Filadelfia nu va fi scutită. Această biserică care arată că în timpurile care noi le trăim astăzi și biserica la Odicea este timpul din vremea noastră. Pe unele lucruri se aseamănă Filadelfia, deși este suferință, necaz. Trec frații noștri prin încercări, prin martirajuri, în unele părți încă n-a ajuns, în unele părți la Odicea este cea care avansează, dar am vrea să ne punem întrebarea dacă vor veni timpurile acelea. Știți ce spune bisericii din Filadelfia? Fiindcă ai păzit, uitați-vă, cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste America, peste Rusia, peste toată lumea, frați și surori, peste toată lumea. Am vrea ca Dumnezeu să ne întărească. I-ar fi bine să fim răpiți așa cum stăm în corturile noastre, în bisericile noastre, ar fi bine lucrul acesta, dar întrebarea este a mea, dacă se va întâmpla lucrul acesta, dacă ar fi răpirea peste un ceas, peste două sau la noapte, întrebarea mea este, voi fi acolo cum am cântat? Dar Dumnezeu are lucrarea Lui și ne iubește pe fiecare, frați și surori, și când ne trece, ne face să fim niște făclii aprinse, așa cum trebuie să lumineze o biserică în locul unde se află ea, trebuie să luminăm și noi, frați și surori, și în corturile noastre, și la lucrurile noastre, și în biserică, ca să putem să fim gata și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, să ne dea putere. Și Domnul Iisus îi spune acestei biserici, uitați-vă, ce bucurie în tot necazul, în toată suferința prin care trecea ea. El spune, eu știu necazul tău. Frați și surori, dacă s-ar înlătura Dumnezeu afară din necazurile noastre, am fi cei mai pierduți oameni. Pentru că în necazuri noi de multe ori începem să cârtim.
să ne întrebăm. Dar atunci când auzim această voce a Duhului Sfânt, când spune, eu știu prin ce treci, eu am rânduit lucrul acesta, eu știu de necazul tău, eu știu de ce. De ce mai spune acolo, frați și surori? Mai spune un timp, știu de necazul tău și de lipsa ta care o ai, dar ești cum? Ești bogat. Era bogată, frați și surori, pentru că ardea focul curățirii și nu mai avea nimic. Biserica aceasta nu se mai gândea la lucrurile trecătoare. Și m-am gândit la omul acesta, de păstorul acesta al acestei biserici, când l-a chemat în fața tribunalului și i-a spus, Policarp, cel care l-a chemat acolo, el era, spune istoria, că ar fi vrut să-l scape pe Policarp ca să trăiască. Și spune Policarp, e din locul acesta, e ceva, cât prins cu degetul, niște, ce arde acolo, niște tămâie și aruncă-o în foc și te-ai dus acasă. Și Policar spune, nu, eu nu fac lucrul acesta. Și el spune, dacă nu faci, Policarp, te vor mânca leii. Și el spune, adu-i mai iute, grăbește-i să vină. Pentru că 86 de ani am trăit prin îndurarea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui și nu mi-a făcut niciun rău în viață. Și acum să mă lepăd de el pentru ceva care este trecător și peritor. Și spune că proconsulul a rânduit să-l ardă în foc pe el, spune istoria, și un număr de aleși de sfinți al lui Dumnezeu care era cu el au trecut prin chinuri grele, au fost arși pe rug, au fost aruncați la lei, bătuți, chinuiți și au rămas biruitori, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Și ei, ne spune Apocalipsa, că strigă neîncetat înaintea lui Dumnezeu și spune, până când? Frați și surori, ei așteaptă izbăvirea, așteaptă răsplătirea. Și Apostolul Petru spune că ei n-au primit-o până când? Până vom fi și noi împreună cu ei, lăudat să-i fie numele lui Dumnezeu. Ei așteaptă, noi de multe ori, dacă am fi serioși deschiși înaintea lui Dumnezeu, parcă de multe ori am spune, Doamne, mai îngăduie, mai îngăduie pentru familia mea, mai îngăduie pentru copiii mei, mai îngăduie pentru cei care mă rog pentru ei. Și e bun lucrul acesta și am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar pe lângă toate acestea, dorințele noastre, să spunea fratele la ora de rugăciune, să grăbim ce? Uitați-vă, grăbind venirea celui ce vine, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, să ne dea putere, frați și surori, ca să putem să ne uităm la viața noastră. Și când ne vom uita, să știți că vom găsi multe lucruri de care trebuie să ne lepădăm. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne dea putere ca să putem face lucrul acesta. Și spune, siliți-vă ca să trăiți și să trăiți cum? Să trăiți fără prihană,
fără vină și în pace, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pacea aceasta care vine peste noi, Apostolul Petru spune, Dumnezeu să vă înmulțească harul și pacea să vă fie înmulțite, cum din belșug. Prin ce spune el acolo? În capitolul 1 din a doua epistolă. Prin cunoașterea lui. Și această cunoaștere, frați și surori, de multe ori lipsește. Nu e o cunoaștere care noi am spune că am cunoscut adevărul, am venit Domnul Iisus, ne-a chemat la mântuire, ne-a iertat păcatele, dar El vrea ca noi în fiecare zi din viața noastră să creștem spre această cunoștință, ca să-L cunoaștem. Domnul Iisus în rugăciunea Lui din Ioan 17 se roagă așa niște cuvinte și spune să te cunoască pe tine Dumnezeul adevărat și mai ce? Și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu, lăudat să-I fie numele. Cunoștința noastră va crește, depinde de ceea ce vom face noi să ne apropiem mai mult de Cel ce ne-a răscumpărat. Noi de multe ori facem lucruri, uitați-vă, dacă ne uităm în epistola aceasta lui Petru, a doua epistolă, în primul capitol, acolo arată mulți predicatori, mulți slujitori din vremea noastră numesc scara lui Petru, dar ea este scara fiecărui credincios, frați și surori, și ar trebui ca fiecare să ne urcăm pe treptele acestei scări, așa e sau nu? Oare numai al lui Petru a fost? Sau el, dacă a arătat această scară, a arătat-o doar pentru cei din vremea lui, sau este și pentru noi, frați și surori? Este și pentru noi. Și uitați-vă de unde începe el. O începe cu prima și prima este credința, așa-i? A doilea este cunoștința, așa-i? Așa-i, frați și surori? A doilea este fapta. Și uitați-vă, dacă vom căuta să cunoaștem unele lucruri, nu le vom putea niciodată. Dar dacă vom trece pe fiecare treaptă, când vom face fapta, după fapte vine și cunoștința, frați și surori. Pentru că aceasta nu o face un învățător undeva, dar o face Duhul Sfânt în viața noastră, pentru că credința noastră devine vie, știți când? Când este însoțită de fapte. Și când credința noastră devine o credință vie, noi începem să înaintăm în cunoștința lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. După cunoștință vine înfrânare, răbdare, evlavie și după evlavie, dragostea de frați și dragostea de oameni. Sunt 7-8 trepte pe care un credincios trebuie să ajungă ca să fie aproape, cât mai aproape de Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze la aceasta. Aceasta este creșterea noastră spirituală, frați și surori, și Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere. Frații spuneau aici, ce înseamnă să fii neprihănit? Neprihănit înseamnă să fii sfânt, drept. Și această sfințire nu o putem face noi, prin puterile noastre. Sfințirea aceasta vine din partea Duhului Sfânt. El este Cel ce ne sfințește și Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere ca să putem să ne
lăsăm sfințiți de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere. M-am uitat într-o rugăciune, cineva spunea, Doamne, sfințește-ne Tu! Și aș vrea să vă spun că Domnul Iisus a spus, când s-a rugat, sfințește Tată prin ce? Prin adevărul Tău. Noi trebuie să ne sfințim, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne sfințească El și prin ce? Care este adevărul? Adevărul este acesta, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze, să ne dea putere, frați și surori, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Și El este Cel care ne învață, care ne sfătuiește și prin puterea aceasta a Duhului Sfânt, noi putem înainta și ne sfinți. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze, să ne dea putere la aceasta. N-aș vrea să mă depart de această lucrare care stă în fața noastră. E cina Domnului, e masa lui Dumnezeu, Domnului Iisus. Frați și surori, și aceasta nu că noi o facem, vrem sau nu vrem. E o poruncă a lui Dumnezeu, așa-i? A Domnului Iisus. Și El spune, de câte ori veți face lucrul acesta, reamintiți moartea și suferințele mele, spunea Domnul Iisus în odaia de sus. Și am vrea ca în această zi Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul acesta. Astăzi vrăjmașul a făcut o tulburare și în privința acestui lucru. Și tulbură poporul și spune că nu e corect. Nu e corect prin atâtea păhărele să luați cina Domnului. Domnul Iisus a luat un pahar. Am avut o discuție cu un frate unde spunea că Domnul Iisus acolo unde a făcut cina, eu îi spuneam că dacă făcea cu un pahar, îi dam așa o întrebare și erau acolo nu numai ucenici, erau 100-200 de oameni, ajungea acel pahar să se împărtășească fiecare? Noi venim din țară, unde am făcut lucrul acesta cu un pahar, așa-i? Și într-o biserică de 100-200, un pahar, vă aduceți aminte, se putea servi toată biserica? Mergeau frații cu un grafin care ar putea să-l numim un pahar mai mare, un grafin, care cereau binecuvântarea peste el și din acel pahar turna mai departe în paharul care mergea prin mijlocul poporului. Și poporul se împărtășea, nu era nicio cârtire, nimeni nu știa. Dar dacă a venit timpul acesta, aș vrea să vă întreb, acestea 120 sau câte pahare întrebuințăm pentru biserica noastră, nu e dintr-un singur pahar? Vrăjmașul a făcut o dezbinare și în dreptul acesta și unii spun că nu eu, unii spun că dacă nu mă voi împărtăși și un an, doi și trei, nimic. Vedeți ce a făcut diavolul, frați și surori, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze și căuta să spuie că Domnul Iisus a făcut, erau mai multe persoane. I-am spus lucrul acesta, caută în toate trei evanghelii, în toate trei afară de Ioan, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus a făcut această lucrare cu cine? Cu ucenicii Lui. 12 ucenici care erau lângă El. El spunea că ei au fost mai mulți, au fost mai mulți. La ziua de Rusale erau mai mulți, dar acolo, când Domnul Iisus își trimite, spune, mergeți, spuneți, în fața voastră va ieși un om cu un ulcior în mână, pentru că vreau să fac, să sărbătoresc Paștele cu cine? Cu ucenicii mei. Și acest pahar le-a ajuns la ucenici să se împărțească, să părtășească din el. Și n-au fost mai multe persoane, n-a fost nimeni acolo. Mai pe urmă a urmat lucrarea aceasta, s-a făcut în alt fel.
Dar am dorit ca Dumnezeu să nu ne împărțească în privința aceasta, frați și surori. Fiți încredințați! Binecuvântarea Domnului se cere peste un pahar mai mare și de acolo este simbolizat sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și am vrea să-L luați prin credință, binecuvântat să fie numele Lui. Să nu vă temeți că oamenii... Și uitați-vă, acestea învățături, din ce spuneam mai înainte, băgați de seamă să nu vă înșele. Mulți sunt înșelați. Mulți în care biserici au fost chiar aici, în America, care se împărtășeau cu un pahar, au trecut la păhărele. Și acolo vrăjmașul caută să bate, unii iau, unii nu iau. Dar am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să păstrăm această binecuvântare, acest har pe care Dumnezeu ne l-a dat în ziua aceasta, în vremea aceasta, și să trăim prin credință, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea putere, ca să putem trăi prin credință. Spune că cel neprihănit va trăi prin credință. Spunea odată un preot în biserica lui, îl întreba, de ce împărtășești poporul tău cu o linguriță, dai la fiecare? Și știi ce a spus acest om? Om care are o credință, dar nu adevărată. La împărtășenie nu se îmbolnăvește nimeni. Și uitați-vă, mai mare credință au preoții, unii ortodoxi, decât poporul Domnului în vremea noastră. Am dorit ca Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, să ne dea putere ca să ne apropiem cu credință și să ne cercetăm fiecare, să luăm, dar uitați-vă, spune Apostolul Pavel de această învățătură în biserica din Corint. Acolo nu era atâta lupte și Apostolul Pavel dă învățătura aceasta și spune că când ne apropiem, când luăm lucrul acesta, fiecare trebuie ce să facem? Să-l cercetăm pe fratele, să-l cercetăm pe diacon, pe păstor, pe un slujitor sau pe noi înșine. E noi înșine, frați și surori, noi înșine să ne cercetăm și dacă ne cercetăm, să ne cercetăm în lumina despre care am auzit că a fost în această zi vorba, despre lumină, în lumina în care ne-a chemat Dumnezeu și ne-a pus să umblăm în această lumină. Și aș vrea să vă întreb, dacă umblăm în lumina aceasta, mai greșim? Mai greșim, frați și surori, hai să fim deschiși. Greșim. Și din ce pricină trebuie să ne cercetăm? Pentru că chiar îmblând în lumină ne alunecăm în viața noastră de credință. Și în fiecare zi ne întâlnim cu lucruri care pronunțăm cu gura noastră. Pierdem pacea, se pierde pacea între părinți, copii, soții, soți. Și suntem vinovați. Și când venim înaintea lui Dumnezeu, în această lumină, Duhul Sfânt ce face? Când căutăm să ne cercetăm și imediat Duhul Sfânt e Cel care ce face? El ne înștiințează, El ne luminează. Dacă a venit să lumineze lumea că este păcătoasă, cu cât mai mult pe noi, care spunem că în noi locuiește Duhul Sfânt. Frați și surori, Duhul Sfânt nu va sta nepăsător când tu în săptămâna care a trecut ai vorbit necenzurabil, ai poriclit, ai vorbit la telefon pe cineva. El nu stă nepăsător. Când vii la lucrarea aceasta și spui, Doamne, luminează-mă, eu sunt în lumina Ta. Și uitați-vă, când căutăm să ne cercetăm, Cel ce vine lângă noi este Duhul Sfânt, lăudat să-i fie numele Lui Dumnezeu. El ne luminează și noi ce facem? Ne recunoaștem și spunem, iartă-ne, Tată! Iisus Hristos e Cel ce mijlocește și ne iartă
dar ne spune, cum i-a spus femeii, du-te, dar mai mult, să continuăm așa? Doamne, ajută-ne, ajută-ne și dă-ne putere ca să ne cercetăm. Și atunci când noi ne cercetăm, frați și surori, noi scăpăm de o judecată. Pentru că sunt, cum am amintit, sunt lucruri, sunt boli, sunt suferinți care Dumnezeu le îngăduie și nu pe toate. Nu vreau să spun că toate, toți câți ajung în suferință, în necaz. Dar Evanghelia ne arată că din pricina că nu ne cercetăm, din pricina că nu se cercetează fiecare în parte, din pricina aceasta sunt între voi cum? Mulți neputincioși și mulți spune că dorm. Și dorm cum? Dorm în nepăsare. Și am dorit ca Dumnezeu să ne dea putere dacă ne cercetăm. Noi nu scăpăm de judecata care ne arată Biblia. Când suntem judecați, suntem cum? Pedepsiți, așa-i? Așa spune cuvântul, nu-l spun eu. Ca să nu ajungem la judecata care, frați și surori? Judecata de pe urmă. Și Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze. Greșim de multe ori, însă avem un mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și Duhul Sfânt e Cel care ne înștiințează și ne dă putere să ne refacem viața noastră ca să fie o viață sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze la lucrul acesta, să ne dea putere ca să putem, prin cuvintele pe care le-am auzit în vremea aceasta, în ziua aceasta mai ales, să le cercetăm. Chiar până atunci când vom ajunge să stăm înaintea mesei Domnului, la masa Lui, să ne cercetăm. Și Duhul Sfânt este Cel care mă va înștiința, te va înștiința și va spune, Ion, aici ai alunecat, aici ai dat drumul la limbă, aici ai dat drumul la ochi, aici ai ascultat cuvinte care nu-s după voia lui Dumnezeu. Aici ai pierdut pacea, ai pierdut liniștea și am dorit ca Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Apostolul Pavel încheie cu acestea cuvinte din biserica din Corint. Prin toate câte a trecut și câte a văzut acolo, le lasă niște cuvinte care îmi plac. Un salut la sfârșitul încheierii lui în epistola a doua, în capitolul 13, după care voi citi ultimul capitol, după care voi încheia. Uitați-vă ce spune acestei biserici la încheiere, după ce îi scrie prima și a doilea epistolă în ultimul capitol din Corinteni. Capitolul 13 spune așa, încolo, fraților, fiți sănătoși. În ce privință, frați și surori, să fim sănătoși? Sănătoși numai în trup sau și în credință? El îi scrie lui Timotei, spune că cei bătrâni trebuie să fie cum? Sănătoși în credință, și apoi urmează cuvintele pe care le-a spus fratele ei, vrednic de cinste. Dar aș vrea să vă întreb, numai cei bătrâni? Mai jos dacă citiți și spune și pentru tineri și pentru surori în vârste, care este lucrarea lor în biserică? Sănătoși în credință, atunci când noi lucrăm după cuvântul lui Dumnezeu, noi arătăm și dorim o sănătate duhovnicească, sfântă, în poporul lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. A doilea lucru îl spune așa, desăvârșiți-vă. În ce? Biserica din Corint nu era ajuns la desăvârșire, se vedeau lucruri care mereu în viața noastră noi trebuie să tindem la lucrul acesta, să ne desăvârșim. În ce? În ascultare, în împlinire.
în cercetare și în toate lucrurile care le facem, noi ne desăvârșim viața noastră după cuvântul lui Dumnezeu. A treilea lucru îl spune așa, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți cum? Și acest cuvânt a fost amintit de multe ori astăzi în cuvintele fraților, trăiți în pace și Dumnezeul spune acolo, uitați-vă, și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iov spune, împretenește-te cu cine? Cu Dumnezeu și vei avea pace. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.